Hei, salut! Iată-ne din nou împreună! Știu că îți plac poveștile pentru că ne-am întâlnit de mai multe ori. Cum povestea are prinți, prințese, zmei sau dragoni, pe tărâmul basmelor trebuie să fie și castele. Îți propun astăzi castelul cu surprize, dar nu orice fel de surprize, ci unele cu corpuri geometrice. Uite, acesta este castelul nostru. Fiecare fereastră ascunde simbolul unei provocări matematice. Deschide fereastra și dă drumul minții să învețe jucându-se. Auzi, sunt meșterii zidari care construiesc aripa de vest a castelului. Iată pe desen cum găsești aripa de vest. Vai, dar ce s-a întâmplat? Meșterii nu au suficiente cărămizi și au adunat obiecte în loc. Observă construcția și spune ce obiecte seamănă cu fiecare corp din tabel. Acum să verificăm. Corect. Deschide acum o altă fereastră. Stai, nu te speria! Este dragonul jucăuș care aruncă obiecte în curtea castelului. Ciudat însă, după ce le-a aruncat, au rămas aceste urme. Ce obiecte au lăsat urmele? Acum să verificăm. Bravo! Să deschidem acum o nouă fereastră. Sunetul vântului! Ce senzație! Ce plăcut să zbori! Dar stai! De sus se vede totul mic, mic, mic. Suntem deasupra castelului, iar unele obiecte arată ca niște corpuri geometrice. Ce corpuri geometrice pot fi? Ia să vedem împreună. Paralelipiped, sigur, sferă, așa este, este un con. Da, este o piramidă și cilindru. Bravo! Acum să mai deschidem o fereastră. Ai dat peste spiritușul năzrăvan care secționează cu fierăstrăul toate obiectele din pifniță. Privește cu atenție cum taie obiectele. Spune cărui obiect sau grup de obiecte îi se potrivește forma geometrică obținută la secționare. Ia să vedem ce ai găsit. Felicitări dacă ai obținut aceste corespondențe. Și acum o nouă fereastră pentru tine. Parcă e un alt fel de puzzle. Acesta este locașul de forma unui paralelipiped pe care constructorii l-au lăsat pentru o poartă în zidul gros de 120 cm. Acum prințul nu mai vrea poarta cu pricina. Ai la îndemână cărămizi de forma unor cuburi
cu muchia de 30 cm. Știind că deschiderea locașului este un pătrat cu latura de 60 cm, calculează câte cărămizi trebuie să așezi ca să umpli spațiul. Parcă am auzit 16. Ia să verificăm. Știu că un cub are toate muchiile egale pentru că fețele lui sunt pătrate. Deci 120 cm împărțit la 30 de cm este egal cu 4. Îmi încap 4 cuburi pe lungime. Acum, dacă deschiderea paralelepipedului este un pătrat cu latura de 60 de centimetri, 60 centimetri împărțit la 30 este egal cu 2, 2 cuburi pe o latură și 2 ori 2 înseamnă 4 cuburi pe întreaga suprafață. Deci, 4 ori 4 este egal cu 16. Felicitări! Alături de Ina, matematica este joc și poveste.